Șoferul inconștient, care abia obținuse permisul de conducere, gonea pe străzile Piteștiului împreună cu două fete de 17 ani și încă un prieten. Tinerii se grăbeau să ajungă în club, însă au ajuns la spital. Tânărul șofer nu a mai respectat nicio regulă de circulație, iar un taximetru care circula regulamentar a lovit mașina acestuia. În urma impactului, autoturismul în care se aflau tinerii petrecăreți a intrat într-un stâlp. Am auzit o bubuitură și praf și fulgări aici ce este. Da. S-a reclamat ateori să pună stopuri aici, nu s-a pus nimic. S-a făcut triunghiurile, se cedează trecerea, un rahat, trece fiecare ca nebunul. Nu ține cont că ăla vine la vale cu viteză, ăsta vine cu viteză, dacă n-a fost săptămâni în care la fiecare zi accident aici în colțul ăsta. Oprit că am văzut salvări și nu puteam să trecem pe aici direct și am venit de la bloc să vedem ce s-a întâmplat. Toți cei patru pasageri, printre care și două minore, dar și celălalt șofer, au fost răniți. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de la ISU, dar și de la poliție. Fetele minore au fost transportate la Spitalul de Pediatrie din Pitești, iar băieții la Spitalul Județean de Urgență Argeș. Ce s-a întâmplat? Ești bine? Polițiștii au început ancheta în acest caz. Conducătorul auto are 18 ani și deține permis de doar o lună, iar polițiștii confirmă că acesta nu a respectat indicatorul cedează trecerea.